O societate bulgară a construit la Giurgiu cel mai mare terminal de gaz lichefiat de la Dunăre, cu o valoare de 3 milioane de euro. Amplasat pe fosta platformă a combinatului chimic, depozitul cuprinde două rezervoare sferice de 1000 de metri cubi și un rezervor cilindric de 200 metri cubi. Gazele petroliere lichefiate sunt aduse cu vagoane cisternă cu capacitatea de 42 de tone GPL fiecare. După numai un an și jumătate de la demararea lucrărilor, terminalul a fost inaugurat astăzi de autoritățile locale din Giurgiu și Ruse, asistați de beneficiari ai proiectului, furnizori și proiectanți. Un sobor de preoți a oficiat o slujbă religioasă de sfințire a depozitului. Ei binecuvintează pe dânsi și așezământul acesta și păstrează întotdeauna viața lor nebântuită și le dăruiește cu îndestulare toate bunătățile tale cele spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tu ești, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. La festivitate au fost prezenți atât omul de afaceri bulgar Stanko Stankov, proprietarul societății care a investit în obiectiv, cât și administratorul societății de la Giurgiu, Plamen Pintev. Има nova moșnost de obicei în acest region. Doresc să mulțumesc și tuturor celor care s-au ocupat cu proiectarea, cu construirea, cu tot ce înseamnă electronică, tot ce înseamnă aici infrastructură și toate construcțiile, toți oamenii care au depus efort aici un an și jumătate. Și pentru ei o mulțumire specială, deoarece fără aceste eforturi n-am fi fost astăzi martori la acest lucru. Изключителна безопасност. Pentru această realizare ținem să mulțumim patronatului Bull Market pentru aprobarea și finanțarea acestor lucrări, domnului primar pentru sprijinul și îndrumarea acordată, societăților de proiectare și execuție pentru promptitudine și corectitudine. Societatea giurgiuveană care beneficiază de acest proiect precizează că toate echipamentele sunt verificate conform prescripțiilor tehnice ISCIR.